Ora 17, din nou în direct la Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici. Începem așadar a treia oră. Discutăm despre camerele audio-video care urmează să fie montate în școlile din România. Este un proiect în care se vorbește despre acordul majorității părinților, consultarea profesorilor și, interesant, că aceste înregistrări ar putea să nu conteze niciun fel când vine vorba de contestații. O să vorbim despre deblocarea posturilor din sănătate, dar și despre legea malpraxisului. Au fost astăzi din nou proteste în fața guvernului, sindicatele îl acuză pe premier de hărțuirea angajaților, continuă grevele prin guvern, prin parlament, între timp la stat se întâmplă majorări de 10% greve și proteste, la privat se întâmplă concedieri masive în industrii precum confecții sau IT. Discutăm despre toate, începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră a rămas alături de noi în platou Dorin Cojocaru, președinte April. Mulțumesc foarte mult! Ni se alătură printr-o legătură telefonică directă domnul Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, candidat PNL la Consiliul Județean Vaslui. Mulțumesc foarte mult, domnule Tătaru. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Printr-o legătură video, Laurențiu Mușoiu, jurnalist România Liberă. Mulțumesc mult, Laurențiu. În curând o să ni se alăture și fostul ministru al justiției Stelian Ion, o să discutăm și despre licențele pentru transportul acesta din județe, care are importanță și pentru transportul elevilor. Până atunci, haideți să discutăm despre ce se întâmplă în școli, o să vorbim despre camerele audio-video care urmează să se instaleze în școlile din România. Este un proiect care prevede ca aceste camere să fie instalate pentru supravegherea permanentă a sălilor de clasă doar cu permisiunea majorității profesorilor prin consultarea dascălilor, iar în cazul contestațiilor nu va conta foarte mult pentru că nu se pot folosi. Pe de altă parte, noi am început să discutăm despre aceste camere audio-video în contextul violențelor foarte mari din școlile din România, de la bătăi efective foarte dure între elevi, o dirigintă bătută la Mureș, droguri introduse și consumate în școli, abuzuri sexuale în școli la clase foarte mici. Laurențiu Mușoiu, ești unul dintre jurnaliștii care urmărește foarte mult zona de educație. E foarte mult scandal în jurul instalării acestor camere, care nu pot face altceva decât să ajute, până la urmă, în a proteja elevii, chiar și profesorii uneori. Da, e discutabil că pot ajuta în cazul, dar ne gândim deja că ele vor ajuta după, dacă, deci după ce s-a întâmplat ceva, până la urmă, nu? Adică să studiezi înregistrarea după ce s-a întâmplat ceva. Noi trebuie să gândim la prevenție, cum să prevenim să nu se întâmple lucrurile rele, lucrurile grave, nu ca după aia să sancționăm după ce s-au întâmplat. Că, na, nu e asta cea mai bună soluție. E un proiect, dacă mă întrebați, pe populist, e făcut pentru părinți. Eu am o idee, mă, întotdeauna zic, când vor ajunge părinții să conducă școala, e sfârșitul învățământului. Cu tot respectul, dar nu poate părintele să conducă școala, pentru că părinții sunt de toate felurile, mai buni sau mai puțin buni sau poate chiar foarte răi și nu poate să conducă învățământul. Faptul că nu li s-a cerut profesorilor ca și să aibă dreptul, majoritatea profesorilor într-o unitate de învățământ să decidă dacă trebuie instalate aceste camere și decid doar părinții, nu mi se pare o soluție bună. Au și sindicali și învățământ, i-a spus asta doamnei Deca, doamna Deca o ține toată pe aia, este electoral. Și vrem să, na, sunt mulți părinți, să le facem pe plac părinților. Mai sunt multe aspecte legate de acest proiect. În proiect scrie că o persoană se va ocupa să studieze aceste înregistrări. Dar nu spune cine este acea persoană, ce înseamnă o persoană. Va fi cadru didactic, cine va fi, secretara, cine se va ocupa de asta. Pe lângă faptul că vorbești la unele vârste chiar de, mă rog, dacă ai dreptul să filmezi tot timpul și unde ajung, cine, trebuie să fie un circuit închis, unde este riscul să expui imaginarea. Dacă sunt atât de multe scandaluri și am văzut că sunt părinți care mereu și fac o reclamație, să blocăm activitatea școlică, în fiecare zi vine unul ca să studieze. Pe de altă parte, sunt și părinți disperați care nu ajung să afle ce se întâmplă în mod real în școală, pentru că sunt alți părinți mai șmecheri care se înțeleg ei mai bine cu profesorii și blochează. Domnule Tătaru, până la urmă, într-o formă sau alta, asta nu e un Big Brother, este pur și simplu o necesitate, nu știu în ce condiții, trebuie gândit, reglementat cu toate părțile. Dar violența a crescut foarte mult în școli, chiar și actul educațional a scăzut mult în clase. Da, după cum vorbeam și știu și în emisiune trecută, având în vedere flagelul violenței sau flagelul drogurilor, aceste camere sunt necesare. Că le propun părinții, că le propun profesorii, că le propune opinia publică din unitatea teritorială respectivă,
el ar trebui să fie, respectând GDPR-ul și neimplicarea, cum se propune în acea ordonanță, în activitatea didactică, în a influența rezultatul, eu știu, prin note al activității didactice. Cred că dacă se montează aceste camere, va trebui să avem și o monitorizare permanentă de către cineva, pentru că trebuie să o gândim și ca o prevenție. Monitorizând putem preveni anumite lucruri. Dacă stau după amiază să mă uit ce a mai fost peste zi, într-adevăr, nu mă se mai cheamă prevenție, poate că se cheamă o intervenție tardivă sau o intervenție interpretabilă, dacă mă întrebați pe mine. Deci, dacă, într-un context al violenței, al drogurilor, aceste camere sunt absolut necesare. De cine sunt propuse? Eu știu, cred că ar trebui să existe un consens între profesori, majoritatea părinților și respectarea unor reguli de GDPR. Influențarea, eu știu, notării, iar va trebui să nu intre în aceste supravegheri. Da, Dorin Cojocaru, ca părinte, cum te uiți la poveste? Eu pot să vorbesc în două calități. Părinte cu copil clasa 11 și fost profesor. Am predat și pe la liceu în tinerețe, profesor universitar după aceea, dar vin dintr-o familie de profesori. Fratele meu e profesor de informatică, tata a fost profesor de matematică și director de școală. Poate că nu era nevoie de atât tam-tam dacă nu s-ar fi pierdut această responsabilitate. Noi nu ne mai asumăm și nu ne mai interesează. Eu pot să vă spun un caz. Ceea ce se întâmplă în clasă, dar într-un colegiu din București, eu am observat că profesorii nu prea își mai predau materia, sunt în urmă cu, de exemplu, la biologie, cam cu vreo 3 luni în urmă, la matematică, tractare. Adică există adevăr întotdeauna la jumătate. Într-un fel, pentru antiviolență, antidrog. Atunci, secția de poliție arondată pe zona colegiului poate să-și facă un server și să monitorizeze. Așa cum există foarte multe firme de security care ne protejează, ne monitorizează locuința, poate să facă și asta. Și e bine să existe pe un server securizat la secția de poliție. Așa cum spunea și domnul ministru, cine o propune, poate să o propună părinții, poate să o propună profesorii, administrația, primăria, pentru că nu e nimeni ușă de biserică, și stânga și dreapta. Dar și părinți și profesori și elevi. Povestea asta? Deci eu cred că e mult și bla bla și multă campanie, dar trebuie luată o decizie pentru binele copiilor, pentru binele profesorilor, să scăpăm de bullying, să scăpăm de chestia asta, cum să spun, extravagantă. Iar drogurile sunt un pericol foarte mare. Cu faptul că se duc pe flagelul ăsta tânăr, pe adolescenți și spre copii, da. Eu cred că e de siguranță națională un pic. Păi așa ar trebui, dar văd că nu. Generații de copii vor fi legume. Am mai spus asta. Deci noi nu avem nevoie de zombi, noi avem nevoie de oameni care să poată să muncească, să creeze plus valoare. Și au devenit foarte periculoase niște droguri colorate, la prețuri foarte mici, tot vorbesc aici. Sunt substanțe chimice, da. Să e o travă, nu mai discutăm. Da, și mă rog, ei mai departe nu mai sunt foarte stabili sau nu sunt deloc stabili. N-au niciun fel de control. Asta le-aș spune prima dată copiilor acestora, că dacă încearcă aceste droguri, încep să le consume. Tentația poate la început, nu știu. Problema e că n-ai control. Tu nu ai control asupra nimic din jurul tău. Păi și care? Unde este șmecheria? Dacă tu nu controlezi nimic în jurul tău, te controlează ele pe tine. Ni se alătură profesoara Adriana Radu de la Iași. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesoară. Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să vă aud, sigur se bucură și telespectatorii noștri pentru că vă apreciem. Spuneți-ne, din perspectiva unui profesor, de ce nu se dorește instalarea acestor camere? Sunt ele utile? Nu sunt? Mai întâi aș vrea să vă spun că acest subiect mă duce cu gândul la o altă temă. Știți că acum mulți ani s-a pus problema introducerii camerelor la examene. Da. Ministrul Daniel Funeriu a venit cu această idee. A fost și atunci și acum mai sunt discuții că de ce avem nevoie de aceste camere. Că noi suntem profesori, avem o anumită deontologie profesională, suntem corecți. Camerele puse atunci au avut efecte pozitive asupra sistemului de învățământ. Acum, punerea acestor camere vor avea consecințe nu numai asupra actului educațional, dar vom monitoriza cazurile de violență, vom monitoriza cazurile de bullying. Sunt benefice atât pentru elevi, cât și pentru profesori, cât și pentru managerii, coordonatorii acestui sistem. Nu știu de ce atâta vâlvă, nu știu de ce atâtea discuții contradictorii pe această temă.
În momentul în care vrem să luăm o măsură în învățământ, noi trebuie să discutăm, unu, pe argumente și cu specialiștii. Da? Nu întrebăm pe părinți. Cu părinții ne consultăm. Dar nu părinții trebuie să aibă ultimul cuvânt, pentru că nu sunt specialiști în domeniu. Avem oameni cu studii, avem psihologi, avem pedagogi. Ei trebuie întrebați. Din punctul meu de vedere, sunt benefice. Vor duce la reducerea violenței în școli, reducerea cazurilor de bullying, vor ajuta și pe cei care lucrează în prevenție în ceea ce privește drogurile și vor duce la creșterea calității actului educațional. Mie nu-mi este frică să predau, să vadă inclusiv părintele ce predau, cum predau. Oricum, doamna, aceste înregistrări sunt folosite doar în cazul în care se întâmplă ceva sau ele sunt solicitate. Nu monitorizează nimeni pe nimeni, cum sunt, de exemplu, camerele acelea din grădinițe sau din creșe, unde poți să-ți vezi copilul în timp real. În cazul de față, doar în cazul unei nenorociri, unei tragedii. Înțeleg că ele n-au valoare la contestație. Asta mi se pare interesant. Că dacă ceri înregistrarea, să faci o contestație la notă, nu funcționează. Da, știți, noi ne legăm de legea aceea a GDPR-ului, da, pe care am dus-o în cealaltă extremă. Și probabil de asta se vor agăța dacă nu vor introduce camerele de luat vedere. Repet, din punctul meu de vedere, sunt binevenite. Da, ar reduce și violența, sigur, poate ar preveni, că, uite, spuneam mai devreme Laurențiu Mușoiu, domne, dar astea oricum le folosim după ce s-a întâmplat nenorocirea, dar poate sunt mai atenți și copiii, poate, nu știu, nu mai vedem... Se simt supravegheați. Se simt supravegheați, da, cine știe. Bun, da, doamna Radu. Da, cum spuneați și dumneavoastră mai înainte și invitații, în momentul în care elevii știu că sunt aceste camere de luat vederi, sunt mult mai atenți. Da, vă mulțumesc foarte mult. Adriana Radu a fost alături de noi. Salutări la ea și mulțumesc că ați fost aici. Ni se alătură fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, este candidat USR, Dreapta Unită, la primăria Constanța. Mulțumesc mult că sunteți aici. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Discutăm despre ceva, m-aș lega inclusiv și de subiectul anterior, pentru că are legătură inclusiv cu transportul pentru copii. Dar pe de altă parte, aveți la CCR o contestație cu privire la acea lege cu privire la transportul rutier de persoane și înțelegem că de aproape un an CCR refuză să se pronunțe pe această sesizare depusă pe o lege care amână liberalizarea transportului interjudețean și spuneți dumneavoastră că au fost 10 amânări decise pe această sesizare, ultima fiind marți, și se apără interesele mafiei. La ce vă referiți concret? La faptul că există blocaje cu privire la acest aspect și din cauza faptului că nu este clarificată această lege, sunt avantajați unii deținători ai unor firme de transport. Este un lucru evident și asta, din păcate, îi afectează foarte mult pe elevi. Am auzit și ce ați vorbit mai devreme legat de asigurarea pazei în școli sau de supraveghere, de camerele de luat vederi. Am avut un amendament la Constanța referitor la asigurarea pazei în școli, 3 milioane propuși de noi pentru a fi alocați pazei în școli. Din păcate, administrația locală, primarul Virgil Chițac și administrația PSD-PNL au refuzat această propunere, spunând că nu avem nevoie de așa ceva. Și în felul ăsta ne este foarte greu să deschidem curțile școlilor acum în acest moment. Suntem foarte hotărâți ca după alegeri să deschidem curțile școlilor și să alocăm și aceste sume de bani pentru elevi. Este o solicitare a lor expresă. Am și semnat un angajament în fața elevilor, propus de Consiliul Județean al Elevilor. Mi-am asumat și formal și informal aceste obligații de a-i pune în centru. De altfel, tot programul nostru este centrat pe această idee de a investi în viitorul nostru, în viitorul copiilor noștri. Deci povestea asta de la CCR, domnule Stelian Ion, afectează și transportul copiilor, nu, la nivelul județelor, acel transport asigurat, da, de către asigurat, mă rog, la care sunt acele reduceri de la stat. Da, mă influențează și acest segment și este mare păcat că se pune în paranteză așa interesul acestor copii.
Pe de altă parte, este foarte important ca pe viitor consiliile locale, consiliile județene să nu se limiteze doar la ce impune legea, pentru că au și o marjă de apreciere și pot da peste ce obligă legea. De multe ori copiii aceștia au trebuit să meargă în instanță și să își câștige drepturile prin hotărâri și judecătorești, când normal ar fi fost să li se dea ceea ce li se cuvenea potrivit legii și chiar mai mult decât atât, dacă spunem că pentru noi copiii sunt cei mai importanți. Noi trebuie să investim în viitorul lor, nu să facem spectacole și tot felul de evenimente acum în campanie electorală, așa cum se face la Constanța. S-a dublat bugetul pentru evenimente din acestea festive și se cheltuie banii cu nemiluita, în timp ce de la învățământ s-a tăiat de pe unde da. Au putut să taie. Bun, mai rămâi alături de noi. Domnule ministru Tătaru, e o discuție veche asta cu transportul prin județele țării. De multe ori, într-adevăr, licențele astea sunt primite de anumite firme care, mă rog, sunt mai apropiate de partide. Doar că, indiferent de ce partid, de acum știți și noastră, prin județe. Problema este că de multe ori afectează, dincolo de cetățeanul simplu, afectează și chestiunile astea legate de copii, de școală, de servicii de sănătate și așa mai departe. Da, aveți dreptate. Norocul lor, dacă putem spune noroc și, eu știu, minimalizăm acest noroc, este faptul că unitățile teritoriale administrative, primăriile, au propriile transporturi pentru copii, ce sunt de preșcolari și școlari. Dar cei care merg către liceile din municipiile reședințe de județ sau din municipii, într-adevăr, sunt afectați. În condițiile în care sunt anumite rute care nu sunt licitate. Și fiecare își licitează o anumită rută care este mai circulată și este și mai bună ca investiție. Prin periplul pe care îl avem, cred că fiecare dintre noi în aceste momente prin județe, și mă refer la județul Vaslui, plângerile mari sunt că sunt luate doar rutele bănoase și acele rute care nu sunt circulate sau sunt drumurile foarte proaste, nu sunt licitate de nimeni. Și se propunea oarecum acele licitații la pachete, în care să intre și rute mai bune și rute mai proaste pentru acești transportatori care vor într-adevăr să prindă aceste rute. Da, aveți dreptate, dar v-am spus, pentru preșcolari și școlari, norocul, dacă putem spune noroc, ar trebui să fie un normal și o decență, este faptul că unitatea teritorială administrativă, primăria, se mai implică și avem acele microbuze școlare mici care fac aceste transporturi. Dar, într-adevăr, rutele în interiorul județelor sunt și lasă de dorit în acest moment. Da, Laurențiu Mușoiu, a fost mare scandal și elevii, asociațiile de foarte multe ori au intrat în subiectul ăsta, dincolo de problematica mare a mafiei acesteia prin județe. Autobuzele școlare sunt, dar nu sunt suficiente. Mulți copii, mulți elevi, da, pleacă din comună, ajung la oraș pentru a face liceu, fac naveta și așa mai departe. Da, și mai există și situații în care au fost achiziționate microbuze școlare, dar nu există șoferi care să le folosească. Sau primăria le folosește, au fost cazuri care primăria le folosea cu totul alte chestii. Acum urmează campania electorală, de nou să vedem că iar care electorii cu ei, caută care votanți cu ei, care buletinele de vot, au mai fost cazuri și mă tem că o să fie și acum. Potrivit legii, microbuzul școlar nu poate fi folosit pentru altceva decât pentru transportul elevilor. E nevoie, mereu au fost probleme și banii pentru transport vin de la Ministerul Educației cu destinație strictă către primării și primăriile de acolo, deci nu le pot folosi acele fonduri pentru altceva. Dar cu toate astea au fost întârzieri de multe ori și de la minister, primăriile spun că nu au bani, trebuie să fie o mai bună colaborare între administrația publică locală și Ministerul Educației. Eu aș zice mai mult, numai pentru transport și chiar dacă are primăria propriul microbuz, poți să-i dai bani tu de motorină, poate, de ce nu să poți să angajezi, să aibă angajat școala, un șofer, aici Ministerul Educației poate să ajute și ar trebui să colaboreze pe mai multe și pe plan de securitate școală, de pe pază. De ce nu dă Ministerul Educației, dacă primăria spune că nu are bani, unele primării că nu au bani ca să asigure pază suficientă, de ce nu dă Ministerul Educației, Guvernul, bani cu, la fel, cu direcție stabilită pentru pază în școală? De ce nu ajuți primăriile? Păi Guvernul nu vezi că nu are bani, are doar pentru speciali. Dorin Cojocaru. Stau și mă uit așa cum de an de an ne plângem sau observăm acest haos care se întâmplă și dacă o să întrebați la Guvernul să zică că nu au forma legală să plătească profesor, șofer care să ducă, să ia...
Dar parcă suntem după al doilea război mondial cu acea perioadă sau în evul mediu în care încă mai avem copii care umblă în cizme de cauciuc iarna 5 km să ajungă la școală și noi vorbim că suntem o țară europeană. Ține tot de calitatea vieții și mereu ne punem întrebări. De ce calitatea vieții în România este totuși așa cum este? Pentru că nu avem putere economică. De ce nu avem putere economică? Pentru că în ultimii 20-30 de ani nu s-au făcut investiții care să introducă bani în circuitul ăsta și să zicem, băi, avem bani pentru sănătate, pentru cabinete medicale, pentru copiii să-i ducem la școală. Că am mai zis și noi, bă, dacă s-ar fura doar 20%, eu zic că ar mai rămâne mai bani rămâne, și pentru asta. Adică să punem o plafonare, nu numai la adaosul comercial, ci și la... Și la furtul din banul public, exact. Da. Stelian Ion, ce ar trebui să se întâmple concret pentru a liberaliza această piață și a avea servicii de bună calitate, în primul rând, pentru oameni? În primul rând, trebuie să clarificăm legea. În al doilea rând, ar trebui să nu mai sifoneze unii banii publici, pentru că bani sunt. Decât să dăm 18 milioane la Constanța pe un gard sau un milion de euro pe beculețe sau să dea primarul 2,2 milioane de lei pe 5 zile de festivități întinse, mai mult decât era cazul acum că e campanie electorală, putea să aloce bani pentru paza în școli și pentru transportul copiilor. Este foarte simplu, este vorba doar despre a prioritiza, despre cum ne propunem și cum ne stabilim prioritățile. Dacă spunem că pentru noi copiii contează, trebuie să o demonstrăm și prin fapte, nu doar prin vorbe. În programul nostru am pus educația pe primul plan, deși poate în sondaje ar fi fost traficul rutier și lipsa parcărilor. Dar noi vrem să investim în viitorul copiilor, pentru că de aici pleacă toate. Mulțumesc mult! Stelian Ion a fost ministru al Justiției, candidat USR Dreapta Unită la primăria Constanța. Haideți să vorbim înainte de publicitate despre sănătate. Profit de prezența domnului Tătaru, fost ministru al Sănătății. Domnule Tătaru, astăzi s-au deblocat 2700 de posturi în sănătate, însă deficitul este mult mai mare numai la asistenți medicali. Înțelegem că e peste 14.000. Ora trecută a fost alături de noi președintele medicilor de ambulatoriu și zicea că mâine o să iasă totuși în stradă, pentru că în cazul lor sunt probleme mari cu acea negociere de la 1 iulie, dar spuneau că e și deficit foarte mare. Totuși, dacă sunt bani, ca așa spune domnul Ciolacu, dacă sunt bani pentru sănătate, de ce rămân aceste probleme? Problemele acestea vor rămâne până nu vom schimba managementul din sănătatea românească. S-au deblocat 7600 de posturi prin ianuarie, vreo 2000 în februarie, 2600 acum, aproape 10.000 de posturi. Cred că vom debloca, spunând că sunt sub normativ, dar în același timp nu vom urmări nicio calitate a serviciului prestat și nici dacă, într-adevăr, aceste secții sau aceste spitale au un randament pentru a da actul medical de calitate. Nu avem, în momentul ăsta, căutăm personal, dar nu avem, protocoale, ghiduri terapeutice, nu avem un management de calitate, nu gestionăm banii, spitalele par un sac fără fund, în condițiile în care toți oamenii se plâng de un act medical care nu este de acea calitate pe care o așteaptă fiecare dintre ei. Cred că apărând aceste ghiduri, aceste protocoale, asigurând aceste normative și făcând o plată pe performanță, sistemul medical românesc, poate putem vorbi într-adevăr un act medical de calitate și putem gândi că am făcut un pas în acest sens. Vreau să vă mai întreb, domnule Tătaru, că au tot apărut în ultimele zile tot felul de informații, tot felul de știri șocante. Chiar colegii de la Europa Liberă vorbesc despre cazul acela al pacientului care i s-a scos din greșeală în plămân, un sân extirpat din greșeală la o altă pacientă. Și se readuce în discuție legea malpraxisului, care este neschimbată. Aici ce facem? Că vorbeați da, și dumneavoastră. Aici, legea malpraxisului va trebui reașezată prin participarea tuturor partenerilor, pacienți, medici, asiguratori. Cred că în momentul în care nu putem defini praxisul, nu vom putea califica nici malpraxisul. Praxisul nu putem defini decât prin protocoale și ghiduri care trebuie respectate. Poate în acest moment fugim de aceste protocoale și ghiduri, fiindcă ele costă și actul medical ar fi costisitor. Niciun act medical nu este costisitor dacă salvăm o viață sau dacă dăm un act medical de calitate. Cred că dacă nu vom discuta despre protocoale, despre ghiduri care să cuantifice un praxis, nu putem discuta nici de malpraxis. Și atunci gândim, știi ce gândim și acum?
cum plătim, cum despăgubim moral sau altfel pacientul după un act medical. Mulți cer ca asiguratorul să fie cel care plătește. Asigurările actuale pe care le vedem sunt la medici căutând oarecum să coboare și spre asistenți infirmieri sau ce personal auxiliar mai este, dar nu acoperă aproape deloc un act de malpraxis. Dar vorbind de malpraxis, nu știm efectiv ce înseamnă praxisul. Dar praxisul nu putem cataloga decât prin ghiduri și protocoale în condițiile în care respectarea acestora va duce și la scăderea acestor malpraxis. Da. În acest moment se vorbește foarte mult de neîncredere, foarte mult de slabă pregătire, foarte mult de anumite incidențe, de neatenție, dar toate acestea trebuie cuantificate odată cu praxisul. Domnule Tătaru, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întorcem cu Dorin și cu Laurențiu imediat. Am vorbit eu cu dumneavoastră lucruri serioase de 3 ore, dar nu pot să vă las așa fără un pic de divertisment. Deci Diana Șoșoacă s-a îmbrăcat cu uniformă militară și s-a urcat pe motocicleta poliției. Problema e că acum avem o anchetă la IGPR, că n-ai voie. Deci motocicleta e reală a poliției, nu e una de-a vopsit-o ea. Haideți să vedeți imaginile, pentru că cineva trebuie să răspundă. Ne anunță cei de la IGPR că se fac verificări în cadrul instituției după ce doamna Șoșoacă, uitați, auzi, are și sonor, Sabin? Vine și facă să distrugă placa. Atât a fost. Vine cu amazonele, hai la revoluție. Vine cu amazonele, vine și facă să distrugă placa. Vine și facă să distrugă placa. Da, Dorin Cojocaru, deci este anchetă la IGPR, cum spuneam, că e motocicletă reală a poliției. Pe amândouă. În primul rând, eu știu că a folosit drapelul României în campanie electorală. Nu ai voie, da. Și în semnul cu România, da. Efecte de militare, deci ale armatei române, și doi, poliție, sunt efecte și nu ai voie să le folosești personal sau un interes personal în campanie și așa mai departe. Nici tricolorul, nimic nu are voie. Însă este candidat și poate și viitor candidat la președinție. Nu știe să respecte legea? Și dânsa e senator în primul rând, este parlamentar, îți mai spune că e și juristă, domne. Eu vreau să-mi iau lumină de la doamna. Nu, lasă, stinde. Păi nu, dar mă gândesc la o chestie. Cum să iau lumină de la un om care încalcă legea vizibil? Cel mai bine e să luăm lumina de la biserică în noaptea de înviere. Rest, nu încercați cu alții. Laurențiu Mușoiu. Da, Doamne ferește. Cam asta, altceva nu pot să zic. Nu știu acum, da, asta cu legea, dacă nu afișează sigla armatei române sau a poliției, poate să zic că e de aceea de recuzită, că așa și eu pot să port un ticou cu imprimă militară, asta înseamnă că e armata română. Da, oricum, da, asta, dar motocicleta chiar e a poliției, adică cineva i-a dat. Da, asta e grav. În campanie electorală. Da. Cum a ajuns să aibă acces la acea motocicletă de poliție, da, e extrem de interesant. Mă, încă o șoșoacă. Na, mie da, încă o șoșoacă de a șoșoacă-i. Da, asta e greu de comentat. Mă îngrijorează când văd că sunt oameni care votează pentru așa ceva. Adică asta e chestia care mă îngrijorează. Da, păi pare că a pornit o revoluție, doamna. Nu știu ce trebuie să facă Șoșoacă ca ea să-i descurajeze pe cei care au votat-o până acum. Nu știu ce poate să mai facă. Adică asta... Nu știu, cred că strategia e exact asta despre care spui, se pierde în sondaje. Da, Dorin, scurt. Poți să-mi înscripționez și eu autoturismul personal cu poliția română? Nu. Mulțumesc, Dorin Cojocaru, Laurențiu Bușoacă. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte să mergem în publicitate, îi rog pe colegii mei pentru divertismentul dumneavoastră. Haideți să mai dăm o dată imaginile astea și mergem în publicitate. Vine și facă să distrugă placa. Vine și facă să distrugă placa.
A fost și astăzi protest în fața guvernului. Sindicatele îl acuză pe Marcel Ciolacu de hărțuirea angajaților și de amenințări. În continuare, greve și la guvern și la parlament. Premierul promite 10% majorare pentru funcționari, însă angajații cer 25%-30%, în vreme ce la stat sunt greve și proteste, în mediul privat sunt o mulțime de concedieri în diferite domenii, de la IT la confecții. Premierul însă spune că statul atât poate să dea aceste majorări de 10%, cu toate că presiunea este foarte mare, fiindcă mai e foarte puțin până la alegerile din 9 iunie, iar aceste sindicate din administrație și funcționarii amenință cu boicotarea zilei de vot în cazul în care nu vor obține aceste majorări și s-au dat majorări inclusiv la funcționarii din primării, care au o importanță foarte mare în organizarea zilei de vot din 9 iunie. Dacă vor mai fi și alte majorări, este și an electoral, vom vedea în perioada următoare. Însă, pe ultimele date statistice, cheltuielile statului au crescut cu 21%, deși în bugetul de stat era prevăzută doar o creștere de 10% a cheltuielilor cu salariile. Iar pe analizele celor de la Ziarul Financiar se va ajunge la un deficit de 8% la finalul anului, dacă se va menține acest ritm al încasărilor și cheltuielilor la stat, iar prognoza Comisiei Europene este că datoria publică va sări anul viitor de 54%, ceea ce înseamnă, conform legii, înghețarea salariilor și risc de înghețare a pensiilor. Cu aceste informații încheiem ediția de astăzi, Politica Zilei. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei Radu și Răzvan. Eu sunt Ioana Constantin. Ne revedem mâine. O seară liniștită.